Put your flags up in the sky. Pregătirile sunt în toi pentru campionatul mondial de fotbal, care debutează în forță în această seară, cu meciul dintre Brazilia și Croația. Competiția fotbalistică a ajuns la cea de-a 20-a ediție și se va desfășura în Brazilia în perioada 12 iunie-13 iulie 2014. Pe parcursul acestei luni plină de fotbal, microbiști de pretutindeni vor lua cu asalt terasele pentru a viziona meciurile alături de prieteni, în timp ce savurează o bere rece. Din acest motiv, s-au pregătit și proprietarii teraselor făgărășane care își așteaptă clienții cu frigiderele pline, cu multe monitoare și cu voie bună. Suntem deja pregătiți, avem deja bere rece la draft, timișoreana, ciuc nefiltrat. Suntem singuri care are berea asta la draft în făgăraș. Avem și un proiector, două televizoare și pe terasa punem trei televizoare la mijloc. Vă așteptăm! Deși este doar prima zi din campionatul mondial de fotbal, suporterii făgăreșeni au început deja să facă rezervări, să fie siguri că vor avea cea mai bună masă pentru a urmări meciurile fără probleme. Am pregătit televizoarele, am băgat berea la rece, avem berea casei. Ce oferte aveți la berea casei, la băuturi, la ce le oferiți microbiștilor? Berea casei la 3 lei, avem mese rezervate momentan și mai așteptăm. Așadar, berea este deja ținută la rece, televizoarele sunt pregătite, iar personalul de pe terase își așteaptă clienții să vină număr cât mai mare pentru a viziona meciurile din cadrul campionatului. Este a doua oară când Brazilia găzduiește acest eveniment. Prima ediție a avut loc în anul 1950. Ca și la ediția din 2010, fiecare lot al echipelor de la campionatul mondial 2014 va consta în 23 de jucători, dintre care 3 trebuie să fie portari.